Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În videoclipul de azi voi testa, prezenta și vă voi arăta cum calibrăm un kit considerat de mine unul dintre cele mai ieftine pentru măsurarea capacității acumulatorilor. Nu trebuie să am mari așteptări, ținând cont că la cât costă ai putea spune că e gratis. Kitul vine cu două rezistoare pentru a le utiliza pe post de sarcină. Fiecare rezistor e de 7,5 ohmi și puterea de 5W. Punând cele două rezistoare în paralel, echivalează cu un rezistor de 3,75 ohmi și puterea de 10W. Să explorăm partea electronică al acestui tester. Vedem că este compus dintr-un display LED 7 segmente cu 4 cifre. În partea stângă avem un conector block. Aici conectăm în lateral rezistorul, sarcina respectivă, cele două rezistoare pe care le vom pune în paralel, iar în centru, unde scrie IN, plus și minus, conectăm acumulatorul de test, plusul acumulatorului și minusul acumulatorului. Avem cele trei butoane, OK, plus și minus, însă voi spune ce face când voi testa pentru prima dată acest modul. În partea dreaptă avem un port micro USB pentru alimentarea modulului, 3 LED-uri, amperoră, amperi și volți. Pe sus avem scris că suportă până în 15V, curentul 3A și capacitatea afișată pe acest display LED poate fi de maximă 9999A. Să vedem componentele electronice de pe acest PCB. Componenta respectivă de acolo, 8205HA. Sub aceeași capsulă sunt două transistoare MOSFET, canal N. Avem un șunt mai sus de 20 miliohmi, da, dacă se vede bine, sub acea componentă. Mai departe, acel integrat A63A este un amplificator operațional cu un canal, practic LM321. Componenta ce scrie pe ea AMS1117, mai jos 3,3, este un stabilizator liniar de 3,3V, la un curent maxim de 1A. Cele trei LED-uri din dreptul acelor litere, sub acest afișaj, avem cu siguranță acel microcontroler. O să încerc probabil spre sfârșit să dezlipesc acest afișaj pentru a vedea denumirea microcontrolerului, dacă reușesc să văd. În continuare, să efectuăm primul test și să prezentăm modul de funcționare. Introducem alimentarea, acumulatorul este pus deja, am lipit și rezistoarele pe post de sarcină în paralel. Aici se introduce conectorul micro USB, alimentarea modulului. Îmi pare bine că acel display LED nu clipește în cameră. Și bineînțeles, ca să se vadă mai în regulă, o să pun acest așa zis filtru, din păcate nu am altceva, și acum ar trebui să fie mai bine. Chiar îmi pare rău că nu se văd LED-urile respective cum trebuie din partea dreaptă. Da, nu știi ce? Hai să tai puțin din plasticul acesta. Mai bine acum? Oricum nici așa nu prea se vedea bine. Da, nu contează. Vă dați voi seama. Se vede că aici afișează deja tensiunea de cum am introdus alimentarea kitului și cum pornim testul, descărcarea. Ei, trebuie să setăm, bineînțeles, tensiunea minimă din plus și minus. Plus și minus, a invers, 2,5. Interesant că pornește de la tensiune foarte mică, 0,5. Da? Și până la 12. Da, până la 12. Asta înseamnă că poți testa și unele baterii plumb-acid. Dar unele de capacitate mică, vă dați seama că o baterie plumb-acid de o capacitate mare, la așa curent mic de descărcare, o să dureze mult și bine. Deoarece acest kit suportă până în 3A. O să setez la... O, invers. O să setez la 2,5. Bineînțeles că pot mai mult. Hai, lăsăm la 2,5. Și pentru a porni testul, apăsăm pe OK. Și după câteva secunde a pornit descărcarea acumulatorului din partea stângă. Am testat capacitatea și rezistența internă, în oarecum rezistența internă, e o aproximație, cu testerul de față. L-am prezentat într-un clip anterior, bineînțeles că o să vă pun link în descriere. Acela e mai scump, asta este foarte ieftin, v-am zis că aș putea spune că e aproape gratis.
Observăm că se vede curentul, tensiunea acum și capacitatea. Dacă apăsăm pe OK, putem să vedem pe rând capacitatea în amperoră, curentul de descărcare și tensiunea acumulatorului nostru. Ce am observat eu, că odată ce ai pornit testarea, nu mai poți opri din aceste butoane. Am tot încercat diferite variante. Pentru a opri, trebuie să scoatem alimentarea. Da, din păcate nu știu altă variantă. Și apoi alimentăm din nou. Și așa s-a oprit descărcarea acumulatorului. Haideți să verificăm cât de precis citește tensiunea acestui acumulator. 3,91, iar pe acest display se vede 3,86. Cam cu 50 mV pe minus. Da? Deci ar trebui puțin calibrat. Să verificăm și precizia curentului. A fost introdus acest multimetru pe zona de măsurare a curentului continuu, bineînțeles. Selectăm ca de obicei la 2,5 V și dădem pe OK. Câteva secunde va porni descărcarea. A pornit deja și se vede că și în cazul acesta, da, să dau pe curent, afișează pe minus. Cam cu 60 de miliamperi pe minus. Curentul real e de 1 amper, însă acesta afișează 0,941 amperi. Da, cam cu 60 miliamperi, până în 60 miliamperi. În continuare o să vă arăt o încercare de a calibra acest modul. Zic încercare deoarece nu se poate, dar doar ca să vă demonstrez. Și o să vă zic și de ce nu se poate. Informându-mă de pe internet, înainte de a introduce alimentarea modulului, cablul micro USB, apăsăm pe toate cele trei butoane și introducem cablul micro USB. Și din păcate nu se poate. Am încercat de nenumărate ori, am scos din nou cablul micro USB, din nou am apăsat pe toate cele trei butoane, am ținut, am introdus cablul micro USB și tot aceeași problemă. Din păcate, căutând mai multe informații despre aceste module foarte ieftine, mi-am dat seama că ultima versiune, a treia versiune practic, să vă arăt mai aproape, a treia versiune, vedeți că scrie V3.0, nu se poate calibra. Probabil există o modalitate umblând pe intrarea acelui integrat. Asta înseamnă că trebuie să scot schema de pe acest cablaj, de pe acest PCB, umblând la rezistoarele de pe intrarea acelui amplificator operațional LM321. Probabil, dar eu nu-mi bat capul deoarece kitul oricum este foarte ieftin, așa că pe viitor o să cumpăr varianta care trebuie. Am înțeles că versiunea a doua se poate calibra lejer, dar asta o să vă arăt într-un video viitor, deoarece deja am și pus în listă celălalt kit. Asta e, din păcate nu se poate calibra versiunea a treia. Și la sfârșit aș vrea să mai fac un ultim test. Doar ca un experiment, deși nu prea ar fi corect, deoarece ați observat că măsoară pe minus tensiunea și curentul. Bateria nu are 4,08 V, ci mai mult. Nu știu cum să pun eu, să vedeți mai bine. Ai, pun undeva pe aici. Deci vedeți că aici apare 4,08 V, însă în realitate bateria este de... E încărcată, dar na, 4,13 V. Dar v-am zis, ca un experiment, o să fac testul așa cum e. Deci setăm la ce tensiune să oprească descărcarea, la 2,5 și apăsăm pe OK. Gata, a pornit descărcarea. Deci capacitatea, curentul de descărcare și tensiunea pe baterie, dar în realitate e mai mult. Bineînțeles că o să revin când este gata descărcarea. Descărcarea s-a terminat al acestui acumulator. Din câte se vede, capacitatea am măsurat-o mult mai mică față de cum am testat-o eu
un alt tester mai precis. Asta pentru că în cazul acestui modul, curentul este mai mic față de cel real. Deci contează foarte mult asta. Așa cum v-am promis, la final o să vedem cum se numește acel microcontroler lipit sub acest afișaj LED cu 7 segmente. Scoatem afișajul de aici, punem puțin fludor proaspăt înainte. Ar trebui să iasă acum. Și gata, am dezlipit afișajul. Cam așa arată. Din păcate, denumirea acelui microcontroler a fost ștearsă. Nu se vede absolut nimic, chiar nimic. Dar măcar am încercat. Știți ce se află sub acel afișaj LED cu 7 segmente. Da, cam aici să termin acest clip, privind prezentarea, testarea, verificarea preciziei acestui tester a capacității acumulatorilor. Concluzia mea ar fi că să evitați versiunea 3-a. Eu pe viitor o să mai fac încă un clip scurt, doar cu partea de calibrare, a versiunii anterioare, versiunii secunde. Încă o dată, cam aici să termin acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!